Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vom vorbi despre alchine, da? Uh, alchinele sunt niște hidrocarburi, da? Sunt hidrocarburi care conțin doar atom de carbon și de hidrogen. Au terminația ina. Sunt nesaturate. Ce înseamnă nesaturate? Înseamnă că au legături duble uh, duble. Legături pi. Așa și sunt aciclice. Deci nu au niciun ciclu. Formula generală este aceasta, unde N este mai mare decât 2. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că primul termen al alchinelor este etina. Avem două legături pi, însoțite de o legătură sigma, între doi atomi de carbon. Asta definește alchina noastră. Da? Și va avea de forma aceasta. Două legături pi cu o legătură sigma. Ok, are nesaturarea 2 de la două legături pi. Lungimile sunt acestea, da? pentru atomii de carbon legați printr-o printr legătură simplă, sigma, este aceeași dimensiune ca la alcani. Dar, unde avem legătura triplă, aceasta este de 1,204 da? Am Iar, Dimensiunea dintre atom de carbon și hidrogen este de 1,57 Armstrong. Pentru legătura da, în care carbonul este implicat în legătura triplă. Pentru ceilalți atomi de hidrogen legați de carbonii care sunt într-o legătură simplă, este la fel ca la alcali. Uniul este de 180 pentru legătura simplă. Da? Avem o legătură simplă, avem atomul nostru de carbon, avem încă o legătură, încă un atom de carbon, încă o legătură simplă. Iar, cum am desenat eu aici, tridimensional, ca să spun așa, legătura noastră simplă este cea albastră. Apoi vin orbitalii P, care formează legăturile P, da? Și ei sunt perpendicular, practic, pe aceste legături simple. Hibridizarea e de SP. SP, asta o să discutăm la structură, pentru atomul de carbon implicat în legătura triplă. Restul rămân la SP3. Atomii de carbon implicați în legătura triplă se află în același plan, pe aceeași axă. Da? Asta este planul, ei se află în același plan și pe aceeași axă. Tipul de moleculă, din câte am aflat eu, este slab I-am scris cu creionul pentru că nu este foarte specificat. Acum depinde și de mărirea, mărimea catenei, pentru că unde avem legătura triplă, dacă este marginală, este slab polar zona aceea. Da? De asta se dizolvă parțial în apă. Dar dacă radicalul nostru hidrocarbonat este mai lung, atunci deja începe să-și piardă din polaritate. Da? Devine mai mult spre nepolar. Nu uitați să vă abonați. Mă bucur că ați vizio vizionat filmările mele. Sper să vă fie de folos, să fie educative și multă baftă. Spor la învățat. Vă pupăcesc!